în urma unui incident cu Radu Dobrescu. Bă, ți-a luat mata stradă, grasule! Ia uzi, bă, nu mai are lumea loc de voi, săracilor! Petrică și Muscă decid să se răzbune. Asta e mașina? Asta e mașina. Eu loc. Petrică, ce dracu facem cu aia, că nu putem să o păstrăm. Petrică, oprește! Numai că un pasager le dă peste cap tot planul. Radu a dispărut mașina cu copilul meu, Radu! Am furat un copil, una e să fură mașina, alta e să fură un copil. Taci și lasă-mă să mă gândesc. Deci mergem la ea acasă, da? Așa. Dacă e agitat, fie, ne vede de treaba noastră. Păi, cam liniște aici. Ne așteptăm să fie nebunie, să fie poliție. Vrei să fugi, vrei să pleci? Dacă îți dau eu, vrei să-l gândești, bucă! Nu știu cum, dar trebuie să fac ceva să ajut pe femeia asta. Mona, vreau să vorbesc cu tine, Mona! Mona, pare rău, Mona. Dar poate că îmi spune adevărul și chiar îi pare rău. O cunoști pe femeia asta? Dar ce spuneți că s-a întâmplat? A fost găsită moartă. Șefule n-avea cum să se omoare. Hai să mergem. Unde să mergem? Avem treabă. Ceva nu se leagă povestea asta. Oare vor reuși să afle adevărul? Mona Dobrescu este căsătorită cu Radu, un bărbat îmbogățit peste noapte din afaceri cu marfă chinezească. Cei doi nu s-au iubit niciodată cu adevărat și s-au căsătorit mai mult pentru că Mona rămăsese însărcinată. Însă, în ultima perioadă, relația dintre ei merge din ce în ce mai prost. Și unde zici că ai fost aseară? M-am văzut cu Michi și cu Cristina la noi pe terasă. Mona, știi că nu-mi place cum mă minți. Te rog eu frumos. Nu mă minți! Dar nu te mint, Radu. Calo mi-a spus că ai fost la mall. Ce făceai la mall? Nu am fost la mall. Adică Calo mă minte. Putea să zică orice, dar a decis el să mă mintă pe mine, nu? Doamne, Radu, iar încep cu prostiile astea. Sincer, m-am săturat. Dacă ți-am zis că am fost cu fetele și am băut un suc, înseamnă că așa e. Ce să caut la mall? Iar încep cu astea ce? Uite cu astea, cu paranoia asta și cu geloziile astea. Sincer, Radu, o să vin un zi în care o să-l iau pe Luca și... Și ce, Mona? Și nu știu ce o să fac. Radu e un om extrem de dificil. Acum poate să fie bun și drăguț și în clipa următoare te strânge de gât. Sinceră să fiu, uneori mă și sperie. Dar accept multe. Acum mai nou a devenit obsedat că îl înșel și că vreau să-l părăsesc. Dacă aveam unde să plec, plecam de mult. Mai puțin norocoși, pe o stradă din apropiere locuiesc Petrică și Muscă. Cei doi sunt prieteni din copilărie. N-au serviciu și nici vreun plan de viitor, în schimb apreciază micile plăceri ale vieții. Hai, reșinatule, hai! Da, de la o parte, Ronaldo, Mbappé, Messi, Neymar, Roberto, Belucci, de Berceri, că nu mai e loc de Muscă în echipă. Lasă-mă, mă, frate, în pace. Deci dacă vrei să știi antrenorul, voia să mai la echipa mare. La echipa mare? Ce să faci, mă, tu la echipa mare? Să cari vincile. Să joc, prostul. Să joci? Futurugă mișcătoare ce ești, că dacă eram antrenor, te puneam masa de la bar. A treia bară la poartă te puneam. Deci dacă vrei să știi, singurul motiv pentru care nu m-a luat la echipă e că trebuia să plătească maică-mea cotizația și n-avea de unde, da? Bine, mă, cred că m-am ales cu mintea asta mișto. Hai, dă-i. Bravo. Singurul motiv pentru care nu te-au luat este că ești gras. Gras, nu? Sunt gras, nu? E de la glandă, prostule! De la glandă. Bă, ți-a luat mă ta stradă, grasule! Nu te mă luau în parte de ei! Hai, mergi mai departe, ce tu te uiți! Da. Mergi mai departe, ți-am zis! Ia uite, bă, nu mai are lumea loc de voi, săracilor! Și că n-am, frate. Nu puteam să o ocolească. Las, frate, doar o mingiță, ai o altă. Bă, nu e vorba de minge aici, frate. E vorba de cum te porți cu oamenii. Cum dă unul de niște bani, gata, se crede faraon. Mamă, scă, tu știi că ai dreptate? Da? Da. Ia, hai că mi s-a făcut o plimbare. Plimbare să ce? Să ne mai scuturăm puțin de sărăcie asta. La noi în cartier nu există sărași sau bogați. Există doar șmecheri sau fraieri. E adevărat că n-am 3 lei în buzunar. Dacă îmi vine câte un buște din asta și are aroganțe cu noi, îmi sare țandră imediat.
Câteva minute mai târziu și două străzi mai încolo, Mona și Radu au uitat cu totul de incidentul cu mingea. Acum se pregătesc să-și scoată cumpărăturile din mașină. Ai trimis și tu odată? Vin acum. Să sar în cap de nu mi-am revenit nici azi. Așa și acum. Și eu vreau, frate, să sărim iar în cap. Nu știu, eu l-am iertat pe țăranul ăla. Urcă-mă, săracule! Sau tot pe jos vrei să mergi, a? Hai mai repede, urcă-mă mai repede! Dornici să se răzbune, Petrică și Muscă i-au furat mașina lui Radu Dobrescu cu gândul să se distreze puțin. Însă... Petrică, mă, aici, Petrică, Petrică, dă-mi aici! Aici, mă! Nu, că voiam să văd și eu ce poate. Să vezi ce față face. Să vezi ce față face ăla când o să vadă că nu mai are mașina în față. Cine mai e sărac acum, mă, ha? Păi, Petrică, ce dracu facem cu ea? Că nu putem să o păstrăm. Nu facem nimic, ne distrăm și noi cu ea, nu vezi? Și după aia? După aia o ducem la Vali. O ducem la Vali, vedem ce scoate de pe ea și după aia o ducem la spălat, în lac, să se răcurească. Să o dăm foc pe câmp, depinde cum te coafează. O, bă, că am glumit, ce-ai de bocești așa? Dar n-am zis nimic. Păi atunci ce s-a auzit? Petrică, oprește! Ce mă de țipe așa că m-ai și speriat? Am făcut noi multe prostii la viața noastră. Dar când am văzut cei pe banchetă din spate, mi-a înghețat sângele mine. Nu, din asta n-avem cum să scăpăm cu mine. Între timp, acasă la familia Dobrescu, Mona face o descoperire cel puțin la fel de șocantă. De faptul că mașina furată a venit cu un pasager la bord, Petrică și Muscă încearcă să-și dea seama ce ar putea să facă mai departe. Mai ales că opțiunile nu sunt nici multe, nici atrăgătoare. E de pușcărie, Petrică, e de pușcărie pe viață. Am furat un copil, Petrică, un copil! O să ne dea la știri, la ziare, o să mă vadă maică-mea pușcărie. Tu știi ce pățesc ăștia în pușcărie, ăștia care fură copii? Oh, disperatule, cum mă și enervez că n-am făcut nimic. Am furat un copil, Petrică. Am furat un copil, una e să fură mașina, alta e să fură un copil. De ce nu te-ai uitat înainte, bă, frate, când ai furat mașina? Unde mă să mă uit înainte? Că eram ocupat să deschid portiera, să pornez mașina, nu o să mă uit în spate dacă sunt copii. Ce, acum ce faci cu el? Lăsă-mă mașina aici și fugim. Cum mă să lași copilul mașină? Ești nebun la cap? Bă, cum să lași mașină? Poate să moară, ești nebun. Ești prost? Cum să lăsăm copilul mașină? Ai nebunit? Luăm cu noi. Doamne, Petrică. Teamă, tate, da. Petrică, trebuie să ducem copilul înapoi. Îl ducem înapoi, dar nu acum. Acolo e zgabur, toată lumea îl caută, e agitație. Da, îl ducem diseară. Cum o să-l duci diseară, mă, Petrică? Trebuie să-l ducem acum înapoi. Taci, lasă-mă să mă gândesc. Gata, știu. Mă dai acasă. De ce? Nu vreau un nepoțel? Luăm Muscă, e frică și de umbra lui. Dar o rezolvăm noi, că nu suntem ultimii fraieri. Trebuie să ne mișcăm cât mai repede și de puștul ăsta să scăpăm cât mai rapid. Planul lui Petrică de a aduce copilul undeva în siguranță pare foarte bun pe hârtie. Însă, în practică, lucrurile stau altfel. Hei, Bruna! Ce se rămână? Ce cu copilul ăsta? Plecați de aici cu copilul ăsta? Ce e aici, orfelinat, casă de copii? Hai, mami, mă cer, Doamne, iartă-mă, pe bune!
Nici o mamă să-l ducă pe Drică înapoi la măsa cu care l-a făcut. Sărăună, doamnă, ce vreau să vă explic? Asta nu e copilul meu, adică nu l-am făcut eu. Adică nu l-am făcut cu nicio fată. Adică ce vrei să spui, că l-ați făcut împreună? Doamne, apără și păzește ce zile am ajuns să trăim. Pleacă cu el de aici, nu vreau să-l văd. Mi-a ajuns unul, nu mai vreau altul. Mămică, să știi că eu am încercat să-i spun. Ai încercat pe naiba. Cât mai ai de gând să umbli cu neisprăvitul ăsta? Îl lua să stai acasă, să-ți cauți un serviciu, să înveți. Bă, străzile cu asta. Hai mă, să merge, că n-are rost. Bă, mă, și ce-i gata când aduc oameni mă faci de râs? Pe bune, dar pe... ți-am spus, da, da. Băi, și ție la fel, ți-am spus. Ți-am spus că n-ai niciun sens. Mamă, vezi că vin mai târziu, da? Vino târziu și dă-l pe preș. Să rămână. Știam că e o idee proastă, știam. Acum a luat și maică-mea la ochi. Nu, eu sunt curios și idee genială, mai vine Petrică. Nu știu, poate să ne ascundem la secție de poliție. Chiar dacă mama lui Muscă i-a gonit, măcar asta i-a dat o idee lui Petrică. Acum el știe persoana perfectă cu care să lase copilul. Cum te cheamă frumos? Știi să vorbești? Ți-e rușine? Petrică, tu nu ești sănătos la cap? Ce vrei să fac cu copilul ăsta? Nu vreau să faci nimic. Vreau să stai cu el, atât. În primul rând al cuie. Și al doilea rând, o să că l-ai ajuns de pe față când vorbești cu mine. Eu nu sorbe. Mi l-a lăsat câteva ore, dar n-am ce să fac, am treabă. Și vreau să-l ții tu câteva ore. Hai, te rog eu frumos. Nu prea seamănă cu sorta. Nu, că seamănă cu tasul. Uite-te puțin care e maxilarul drept aici. Și vezi că mănâncă mult, să ai ceva pe frigider. Și cum ți-a trecut ție primit aia bolnava ta să mi-l dai mie? Mă, tu te pricepi cu copiii, că știi de la sorta aia mică. Că ai crescut-o de când era o bucățică. Hai mă, te rog frumos, ține-l puțin. Te rog mult. Uite, dacă mă ajuți, îți promit că ți-au un cadou, ți-au ceva frumos. Ce vrea sufletelul tău, ți-au un lănțic, ți-au un parfum. Îmi iei pe naiba. Așa ai spus și data trecută când ți-am ținut 5 câini în casă de erau să mă mănânce. Îți iau ce vrea sufletelul tău, mă jur pe viața lui Muscă. Hai, te rog frumos. Bine. Nu știu, mă reușesc să mă păcălești de fiecare dată. Că mă iubești, nebunatică mică. Că am vrăjeala asta de Harry Potter în mine. Baghețica. Pup. Pasărina, ești foarte frumos. Pleacă de aici, grasule. Vezi că două ore stau cu ești după-l găsești la poartă, ai auzit? Două ore. Uneori nu-mi dau seama dacă vorbesc cu Petrică sau cu un copil. Cunosc copii mult mai matur decât el. Are noroc că e frumușel, că altfel n-aș mai sta după prostiile lui. Oricum, eu am nevoie de un bărbat, nu de un copil. Petrică și Muscă se gândesc cum să-l înapoieze pe Luca părinților fără să-și facă și mai multe probleme. Ca de obicei, însă, Petrică are un plan complicat. Îți mergem la ea acasă, da? Așa. Dacă e agitat, ne vede de treaba noastră. Și dacă nu? Dacă nu e. Batem frumușel la ușă. Spune, bună ziua. Este un copil abandonat. Copilul noastră. Vai, mulțumim, mi-ați găsit copilul și sigur merită mă recompensă. Că ce, că le-am furat mașina? Nu, bolovanule, că n-au de unde să știe că le-am furat mașina. Că le-am găsit copilul. Băi, e sigur? Bineînțeles că sunt sigur. Cine să le spună că le-am furat mașina? Copilul? Copilul nici nu vorbește. Poate e mut. Sigur e mut copilul. Nu e mut. Băi, Petrica, începe să. Planul tău e foarte bun, nota 10, e treabă bună cu-ți mâncă. Da, dacă noi am găsit copilul pe stradă și copilul nu vorbește, de unde am știut să-l ducem înapoi? Că nu-i câine să-i scrie pe zgardă. Ia mai tași, bă, din gură. O să fie bucuroși că am găsit copilul și aia e. Te-ai trezit tu, deștept, să pui întrebări. Planul e foarte bun. Dacă zici tu, Petrică... O să meargă, n-are cum să nu meargă. Ce n-ai, bă, e un copil. Dacă nu-l aruncăm peste gard, ce aia e? Cum mă să arunci copilul peste gard? Ești nebun la cap? Tași din gură și lasă-mă să vorbesc. E bun planul. De ce e o femeie nebună? Vrei să fii la ăla să te bată, iar să vrei să-ți lăsi copilul. În seara asta o să dormim la o prietenă. De mâine însă nu știu. Stai pe locul ăla. Hai după mine, repede. Mona, vreau să vorbesc cu tine, Mona! Mona! Mona, știu că ești acolo, Mona! Te rog, deschide poarta. Nu se deschid poarta, ne omoară pe mândoi. Mona, pare rău, Mona. Dar poate că îmi spune adevărul și chiar îi pare rău. O cunoști pe femeia asta? Dar ce spuneți că s-a întâmplat? A fost găsită moartă. În urma conflictului avut cu Radu, Petrică și Muscă decid să-i fure mașina. Nu știu cum reușește Petrică mereu să mă convingă să facem cele mai mari prostii. Însă lucrurile se complică atunci când descoperă că...
Am furat un copil, una e să fură o mașină, alta e să fură un copil. Întrebă-mă, dar cu e? Nu, Sorbe, mi l-a lăsat câteva ore, dar n-am ce să fac, am treabă. Și vreau să-l țin câteva ore. Radu a dispărut mașina cu copilul meu, Radu! Deci mergem la ea acasă, da? Așa. Dacă e agitație, ne vede de treaba noastră. Băi, sigur? Bineînțeles că sunt sigur. Ce să le spună că le-am furat mașina? Copilul? Copilul nu vorbește, poate e mut. Socoteala de acasă nu se potrivește deloc cu cea din târg. În scurt timp, Petrică și Muscă își dau seama că lucrurile nu sunt tocmai în regulă acasă la familia Dobrescu. Păi, cam liniște aici. Așteptam să fie nebunie, să fie poliție. Odată tata a venit beat rău din oraș, ca de obicei. A început să certe cu mama, iar eu de frică m-am băgat sub pat. Deodată m-am auzit un geam spart și când m-am uitat sărise rămândoi pe geam. Am mai văzut asta odată în viață. Mi-a rost să văd. Mi-a ajuns. Păi, Petric Angeles, trebuie să mergem copilul înapoi. Ai auzit, mă, trebuie să mergem copilul înapoi cu omul ăla. Ai auzit, bă, ai auzit? Nu ducem mai niciun copil înapoi, vină încoace. Monica, nu ducem niciun copil. Ține scara. Ține scara, că vreau să sară gardul. Ține scara. Șocat de scandalul din casa familiei Dobrescu, Petrică hotărăște să intervină. Încă nu știe ce este de făcut, dar asta nu l-a oprit niciodată. Petrică! Păi, Petrică! Ești nebun la cap! Ori te prinde lași de omoară! Băi, ori te prinde lași de omoară, îmi cheamă poliție, ești nebun! Eu am plecat, să știi! Fă ce vrei, eu știu ce-mi fac. Nimeni nu trebuie să treacă pe așa ceva. Nimeni. Nu știu cum, dar trebuie să fac ceva să ajut pe femeia asta. De parcă durerea pierderii copilului n-ar fi fost și așa îndeajuns, Mona mai trebuie să îndure și umilințele lui Radu. Din fericire însă, ajutorul e pe drum. Liniștește-te că nu-ți fac nimic, nu-ți fac nimic. Vrei să vezi copilul? Vrei să-l vezi? Vrei să-l vezi? Bun, trebuie să-mi promiți că nu să țipi, da? Eu o să-ți iau mâna de la gură, da? O să număr până la 3 și tu nu să țipi, da? 1, 2. De ce nu femeie? Vrei să vii la ala să te bagă iar sau vrei să-ți descopi? Zi, vrei să-ți descopi? Da, da, bun, perfect. Mona! Mona! De ce ți-a zis când... Mona! Mona, stai acolo! Mona! Scăpată ca prin urechile acului din casa lui Radu, e condusă de Petrică pe străduțe lăturalnice până la el acasă, unde femeia își reîntâlnește băiatul. Luca! Doamne! Mami, ești bine, iubitule? Ai mâncat? N-ai puțin nimic, nu? Ce s-a schimbat soarta de când am văzut ultima oară? Deci chiar altă femeie? Da, soarta mea... Faza cu sormea a fost... Na, nu mai spune. Ai norocul că sunt fată finuță și nu vreau să știu. Nu, hai că-ți spun ce s-a întâmplat. Muscă și cu mine am... Ți-am zis că nu vreau să știu. Da. Măcar puște-i simpatic. E simpatic, nu? Am mâncat de aspart. O să ajungă cât asta, că nu o să fie mare. E la mine de la glande. Da, mă? De la glande așa urmei, nu? Deci, unde e recompensa mea? Ce recompensă? Cadou. Nu, sorină, pe bune, tu m-ai ajutat pentru lamborele de cadou? Da. Am avut 3
treabă, dar îți promit cum scap, o să... Așa, ce faci? O să îți cumpăr un ceas, un lănțic, un ceas îți cumpăr, da. Un telefon. Un telefon. Un telefon e scump, da. Vedem cum facem. Deci se cheamă acum vrăjitier. Îți jur, îți jur. Dar tu n-ai nevoie de niciun cadou, să știi că ești ce mai tare gagică din lume. Da? 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 Și de ce râzi, frasule? Vrei să ieși și tu? Eu n-am zis nimic. Hai, să mergem. Te sun să ieși la un suc. Da. Dacă de aici. Toate femeile țipă la mine și toate mă lovesc. Dar știu că în adâncul sufletului toate mă iubesc. Iar asta se întâmplă doar pentru că sunt un băiat de zahăr. Chiar dacă și-a regăsit copilul și a scăpat din casa lui Radu, pentru Mona, greutățile de-abia acum încep. Femeia este pentru prima oară pe cont propriu și habar n-are încotro să o apuce. Mulțumesc pentru banii de taxi. Doamne, stai liniștită. Nu-i problema, mi-i dai tu la fel. Da, îmi pare rău pentru... N-am știut că puștiu era acolo când am împrumutat mașina. Știi ce? Mai bine că s-a întâmplat așa. Uram mașina aia din tot sufletul meu. Și dacă nu se întâmpla așa, probabil că n-aveam curaj să plecăm de la Rad. Așa că, într-un fel, mersi. Cu plăcere. Dar să știi că noi n-am făcut nimic. În seara asta o să dormim la o prietenă. De mâine însă nu știu. Cea mai mare parte a vieții noastre am depins de Radu. Știu că o să fie greu pe cont propriu. Dar e și bine să fii liber în sfârșit. Ce o să faceți de acum? O să vă descurcați? Habar n-am. Dar o scoatem noi la capă, că mereu am scos. Mola! Stai pe loc, Mola! Hai după mine, repede! Mola, vreau să vorbesc cu tine, Mola! Tipul ăsta chiar nu știe când să renunțe. Dar încă nu s-a născut șmecherul care să-l facă pe Petrică. Urmăriți de Radu, Petrică, Mona și Luca se refugiază din nou în curtea lui Petrică, speranța că bărbatul n-a văzut unde au intrat. În scurt timp însă își dau seama că s-au înșelat. Mona! Mona, știu că ești acolo, Mona! Dă-i drumul de aici, că dau drumul la câine. Mona, n-o să-ți fac niciun rău. Asta să-i spui lui Mutu. Da, am greșit. Știu că nu trebuia să mă enervez așa. Te rog, ieși să vorbim ca oameni. Nu vreau să fac scandal, Mona. Vreau doar să-l văd pe Luca. Te rog, eu lasă-mă să-mi văd copilul. Și eu mi-am făcut griji. Suntem o familie, Mona. Familiile nu fac așa ceva. Deschide, te rog. Mona, nu-l crede. Spune asta doar că să te scoat afară. Nu-l crede minte. Mona, cât crezi că o să te ascunzi acolo? Ce o să faci după aia? N-ai niciun ban. N-ai pe nimeni la cine să te duci. Asta vrei tu pentru Luca? Simona, asta vrei tu pentru copilul nostru? Deci dacă nu-i dai drumul de la mine de la poartă, îl sun pe Costel Căpățână și pe Porcul Colesterol și-ți dau omorul. Dă-i drumul de aici. Bine, fraiere, tu ai vrut. Am scos telefonul. Mona. Mona, pare rău, Mona. Nu. Te rog, deschide poarta. Cum să deschid poarta? Ne omoară pe mândoi. Nu ne omoară. Deschide poarta. Mona, asta nu se schimbă. Ăștia nu se schimbă. O să te împaci cu el, iar o să te bată. Iar o să te facă să suferi. Și ce vrei să fac? N-am nicio șansă, n-am unde să mă duc. Spune-mi tot ce să fac. Te rog, deschide poarta. Bine. Dar faci o mare greșită, să știi. Eu vreau doar să-l ascult să văd ce are de spus. Poate că mă minte ca de obicei și s-a terminat totul. Dar poate că îmi spune adevărul și chiar îi pare rău. Adică ce poate să-mi facă? Să mă omoare? Radu și Mona au vorbit mai bine de o oră pe stradă, iar la final Mona a fost de acord să-l ia pe Luca și să se întoarcă acasă. Bă, bine măcar că și-a luat copilul înapoi. Nu e bine, muscă. Nu e bine deloc. Ce nu înțelegi? Cum adică ce nu înțeleg, frate? Păi nu înțelegi, ești tu așa de supărat. Pentru că am fost acolo, am trăit acolo. Știu despre ce e vorba. Băi, doar pentru că se întâmplă ție, asta nu înseamnă că se întâmplă la toată lumea.
bune, poate chiar s-au împăcat. Nu există, mă. Ei, nu există de ceva. Fii atent, hai să o luăm altfel, da? Am scăpat de copil și n-a întrebat nimeni de mașină. Păi nu asta voiam? Da. Și ăla în continuare o să o bată și o să-și bată joc de ea și de ea și de copil. Păi nu e treaba noastră, păi. Da, nu e treaba noastră. Că nimic nu mai e treaba noastră, că de-aia am ajuns așa ca oameni. Că nu mai e treaba noastră, fiecărui îi pasă numai de el. Băi, zi mersi că n-am fost pedepsit pentru mașină. Pe bune. Hai, du-te și culcă-te și zic, mâine o să fii mult mai ok. Da? Băi, bro, n-aveai ce să-i faci. N-aveai ce să-i faci, frate. Pe bune, femeia știe cel mai bine ce să facă ca să-i fie ok. Da? Mi-ar plăcea să cred că am făcut tot ce am putut. Dar nu e adevărat. Dacă pleca mai repede, nu ne prindea ăla și era în siguranță și ea și copilul. Dar poate are dreptate și muscă. Cum îți așterne așa tot? Petrica a ajuns la concluzia că mai bine să uite tot ce s-a întâmplat și să se concentreze pe problemele sale. A doua zi dimineață însă are parte de o trezire brutală la realitate. Poliția, deschide! Pui acasă! Hai, lasă prostiile și deschide poarta! Agent Florin Georgescu. Da, bună ziua. Păi dacă știam că e poliția, păi deschidea mai repede. Păi să pun de o cafea ceva, poftiți. Hai, lasă vrăjeala. Soare Petrica Valentin? În carneșoase, ce s-a întâmplat? Nu s-a întâmplat nimic, dar nu e timpul pierdut. Nu, da, acum serios. Dacă vreți, pun de o cafea, un șpriț sau sunteți cu mașină în cogeră. O cunoști pe femeia asta? Nu, nu am văzut niciodată. Sigur, sigur? Sigur, sigur, foarte sigur. Stă la 3 străzi distanță și ai fost văzut de mai mulți oameni vorbind cu ea. Nu mi-aduc aminte. Ai vorbit cu ea fix în curtea asta? Nu știu, domnul Florin Georgescu, eu sunt un om foarte sociabil. Eu ajut mulți bătrâni, mulți tineri. Nu știu, dar ce spuneți că s-a întâmplat? A murit. Azi noapte. Ce-a făcut? A murit. Azi noapte. A fost găsită moartă. Știam că o să se întâmple ceva rău. Știam că nu trebuie să se întoarcă la bărbat. Oare de ce nu m-a ascultat și s-a întors? Petrica este surprins de atitudinea polițistului care nu vrea să ancheteze moartea Monei, ci dorește să închidă cât mai repede cazul. Șefule, n-avea cum să se omoare. Am vorbit eu ieri cu ea, era bine, era bucuroasă, n-avea cum să se omoare. Parcă nu-ți mai aminte ideea. Uite că mi-am aminte de acolo. Ce să vezi, minune! Avea un copilaș, Luca. O minune de copilaș. Nu poate să-l lase singur pe copilul ăla. Deci trebuie să căutați mai bine. Bărbatul o abuza. O bătea, a bătut-o și ieri. Deci era tristă, abătută, avea toate motivele să facă ce a făcut. Nu zic asta. De ce nu mă ascultați? Pentru că eu am venit aici să aflu ce s-a întâmplat, da? Să văd dacă ai vorbit cu ea sau nu. Nu să-ți dai tu cu părerea despre ce a fost. De ce nu vreți să înțelegeți că bărbatul o bătea în fiecare zi? Bă, tu să taci din gură. Mă auzi? Vrei să vii cu mine la secție? Îmi spui tu mie ce să fac, mă, pârlitule? Zi! Vrei să ai de-a face cu mine? Zi-mă, vrei să ai de-a face cu mine? Nu. Atunci vezi de treaba ta, da? Sunt tot de deștepți ca tine care își dau cu părerea. Și apropo, știi ceva de vreo mașină de spărătere prin cartier? Nu știu. Așa mă gândeam și eu. Petrica nu crede că Mona și-a luat singură viața și este din ce în ce mai convins că Radu este în spatele acestei sinucideri. Petrica! Petrica! Băi, de-o să-ți vină să crezi, frate, mi-a zis maică-mea ce s-a întâmplat cu tipul aia. Da, mă, știu. De unde știi? A venit poliția mai devreme la mine la poartă. A venit poliția? Da. Au găsit mașina, nu? Au găsit mașina. Au găsit-o pe Mata. Hai să mergem. Unde să mergem? Avem treabă. Ceva nu se leagă povestea asta. Nu știu eu prea multe, dar știu că Mona nu s-a omorât singură. Iar idioții ăștia de polițiști nu vor să facă nimic. Sigur sunt mână în mână cu ăsta care a omorât-o. Ia să-i cer cu gavroșă volan. Nimic, frate, nimic. Ceva v-a curat, dacă nu-mi explic. N-am vrut să-ți fac niciun rău, da? De să nu țin să vină tate, da? În regulă? Bine, perfect. Un jurnal al Monei care povestește tot ce a făcut bărbatul. Promit că ăsta o să ajungă pe mâini bune, da? Ce ți-am zis eu, grasule, că pățești, dacă te mai bagi întreburile mele, a? Ei, zis tu. Ce ți-am zis? Ei, zis de... Hai că-ți mai explic eu odată. A.
Petrică și Muscă vor să repare greșeala făcută după ce l-au răpit fără să vrea pe Luca, așa că decid să-l ducă înapoi acasă. Nu știu cum, dar trebuie să fac ceva să ajut pe femeia asta. Mona! Și dacă nu se întâmpla așa, probabil că n-aveam curaj să plecăm de la Ram. Mona, vreau să vorbesc cu tine, Mona! Mona, îmi pare rău, Mona. Dar poate că îmi spune adevărul și chiar îi pare rău. Bune, poate chiar s-a împăcat. Nu există, Mona. Ei, nu există pe ceva. O cunoști pe femeia asta? De ce spuneți că s-a întâmplat? A fost găsită moartă. Șefule, n-avea cum să se omoare. Hai să mergem. Unde să mergem? Avem treabă. Ceva nu se leagă povestea asta. Ia zi, ce ai vorbit cu gabrușa volan? Bă, dai-mă drumul aici! Vede de treaba ta, grăsutule, că poate m-am fi și în tine! Zi, bă, ce ai vorbit cu polițistul, nu? Eu i-am zis adevărul. I-am zis că tu ai omorât-o pe Mona. Asta i-ai zis? Că am omorât-o eu pe Mona? Ce bine că nu te-a luat în serios. Cine o să te ia pe tine în serios, bă, cu fața asta ta de miloc, nu? Bagă, bă, la cap. Că zic doar o singură dată. Taci din gură. Că dacă deschizi odată pliscul, poate pățești un accident. Și tu, și grăsuțul ăsta. Și dacă nu dau de voi, poate dau de familiile voastre. Hai, fii băiat bun și vezi de treaba ta. Ne-am înțeles? Ne-am înțeles. Ne-am înțeles că tu ești criminalul și că nu o să scap până nu te văd cu cătușile pusele în urgență. Băi, lasă-mă! Băi, respiră! Rezistă, Petrica! Rezistă! Stai! Petrica, s-ai tras, Petrica? Petrica, ai găsit acum ambulanță? Nu, să nu am mai nicio ambulanță. Atunci sunăm la poliție. Nu se poate, mă, nu se poate, mă, să te bată în mijlocul străzii. Dar și ce dacă? Au venit acum o oră, n-au făcut nimic. O să vină, o să dea din numeri și o să ne înjure că i-am chemat mai lonșament. Nu sunt la poliție. Petrica, nu putem să nu facem nimic. Exact asta o să facem. Nu o să facem nimic, Muscă. Muscă, femeia aia a murit degeaba. O să stăm degeaba, s-a terminat. Și dacă îmi ducem dovezi? Ce dovezi să aducem? Ce dovezi să aduci, mă? Ca să aduci dovezi, trebuie să intri la ea în casă. Cum intri la ea în casă? Tu ai intrat o dată la ei în casă. Zi-mi cum ai făcut prima oară. Ce? Zi-mi pas cu pas ce ai făcut. Ca să intri la ei în casă. Mă, și i-am spus lui Petrica că nu trebuie să ne curcăm cu oameni de ăștia. Trebuia să ne vedem de treaba noastră. Acum poți să stai degeaba când prietenul tău e bătut în mijlocul străzii și o femeie e omorâtă. Trebuie să fac ceva. Chiar dacă nu este la fel de curajos sau îndemânatic ca Petrica, Muscă este hotărât să intre în casa lui Radu și să găsească dovezile care îl leagă pe acesta de moartea Monei. Însă primul pas este cel mai greu. Trebuie neapărat să-l ajut pe Petrica. Însă greu abia acum începe. Sper să găsesc cât de multe indicii în casa criminalului ăsta. Muscă știe că n-are prea mult timp la dispoziție și Radu se poate întoarce oricând. Totuși, asta nu-l împiedică să caute temeinic prin toată casa, dovezi că Mona nu s-a sinucis. Nimic, frate, nimic. Ceva v-am curat, dacă nu-mi explic. Bine, nici nu știu exact ce caut, dar dacă văd lucrul ăla, o să-mi dau sigur seama. Oare băiatul va găsi dovezi care să-l incrimineze pe Radu? Sau efortul acestuia este în zadar? Copilaș, ce faci? Ce faci, mă, mai știi? Sunt eu, un fiu Muscă. Da? Fii atent, n-am vrut să-ți fac niciun rău, da? Deci să nu țin să vină tate, da? În regulă? Bine, perfect. Un jurnal al Monei care povestește tot ce a făcut bărbatisul. Uite, ultima pagină scrisă Chierieri. Zice că e frigă, că știe că a făcut o greșeală. Și acum e prea târziu. Bucuros că a găsit jurnalul Monei, Muscă se întoarce pe același drum pe care a venit.
Însă, uneori, coborârea este mai periculoasă decât urcarea. Mersi, puștule. Îți promit că asta o să ajungă pe mâini bune, da? Abia aștept să ia jurnalul ăsta lui Petrică. Nu e omul care să-l citească și să creadă în continuare că Mona și-a făcut rău singură. L-am prins pe nenorocit. Ce ți-am zis eu, grosule, că poți să-și dacă te mai bagi în treburile mele, a? Există? Ce ți-am zis? Există. Hai că-ți mai explic eu, da. Prins de Radu, Musca a fost dus într-una dintre camere și legat fedeleș. Cei mai rău însă, de-abia acum o reprise. Cine fi crezut că nevastă mea mă urăște atât de rău? Fii atent. Dacă e să citesc tot ce scrie aici, înseamnă că sunt un monstru? Un nebun care își bate femeia? Dar eu nu sunt deloc așa. Eu sunt un tip delicat. Și sunt sigur. Suntem lady! Grăsuțule, grăsuțule. Bănuiesc că-ți datorez niște mulțumiri, grasul. Dacă nu erai tu, nu găseam asta niciodată. Mulțumesc. Acum, dacă tot mi-ai devenit simpatic, am să-ți dau o șansă. O șansă pe care nenorocită n-am avut-o. Am să te las să alegi cum vrei să faci. Deci? Te-ai decis cum vrei să-ți pui singur capăților? Să te rog de pe balcon? Cu pastile? Nu. În fața unei mașini? Curentat. Curentat zici, da? Foarte bine! Ce vrei să mă pregătesc? Te rog să mă pleci de aici. Să știi că eu n-am vrut să o omor. Acum, sincer, fie ca între bărbați, am încercat să o iau cu binișorul. Dar ea nu și nu, că nu mă suportă, că vrea să plece, că vrea să mă părăsească, că vrea să dai la divorț. Ți se pare normal? Nici mie. După atâția ani, fericiți împreună. Se pare normal să părăsești un om așa de senin? Doar pentru că ai tu purici pe creier? Îți dai seama că n-am lăsat-o să plece. Pentru binele ei n-am lăsat-o să plece. I-am pus niște pastile în ceai. După aia, i-am mai pus mai multe pastile lângă pat. Se pare că l-a băut singur. Poliția nici măcar nu și-a dat seama ce se întâmplă. Și nici nu să-și dea seama niciodată. Toată lumea știe că e nebună. E? Așa! Acum... Să mă ocup puțin și de tine. O să fie puțin complicat. Ce costum ai aici? Nu ți-am zis tu să stai în camera ta? Ți-am zis să stai în camera ta, Nadine! Luca, uită-te la mine! Marci în camera ta! Așa... Zi cum e, că îi zici bine! Zi cum ai omorât-o, zi tot cum ai făcut-o! Zi că am memorat la tăia de telefonul ăla cu acea băie! Nu puteam să-l las la greu, nu? Plus că eu sunt ăla cu ideile proaste. Dacă îl las pe ea să le folosească pe toate, eu cu ce mai rămân?
chiar dacă pentru moment au scăpat de Radu, până când înregistrarea nu ajunge la poliție, Petrică și Muscă continuă să fie în pericol. Ce-am uitat să zic? Mă duc, maică-mă, la Ruibi! E mult mai plin și pot să rup câteva se vreau! Oricum, mersi mult, bro, că m-a ajutat! Mersi mult! Puteam să pierd distracția, mă, ha? Și dacă te pierdeam cu tine, cu cine mă jucam? Frate, n-am cum să ajung la el până la secția de poliție! Dar cine a zis că trebuie să ajungi? Ai păstrat mașina, frate, ești nebun! Hai, urcă mai repede și da-te! Dovezilor aduse de Petrică și Muscă câteva săptămâni mai târziu, Radu Dobrescu a fost acuzat de uciderea soției sale și reținut de poliție în timp ce voia să fugă din țară. Hai mai cu viață, ce suntem așa leșinați? Ia uite ce bine pasează Muscă, ia pasează Muscă. Bravo Muscă, păi Muscă a făcut fotbal ani de zile. Hei, și eu că-ți arătam și eu calitățile. Nu știu ce mi-ar dai, dar nu mi-a sunat mie deloc. Ei, bine, atunci o să scot în evidență defectele tale. Ia uite ce slab e Muscă. Ia uite ce leșinat e Muscă. Ia uite ce gras e Muscă. Mă bucur mult că ăsta micu mai are puterea să râde după tot ce s-a întâmplat. Cea mai mare mulțumire a mea. De altfel, noi continuăm să facem ce știm mai bine. Vedeți că e o mașină care așteaptă pe cineva. A, e mătușa lui Luca, a venit să-l ia. Gata, a venit mătușa. Pup, frumosule, o să fie dăbrezile. Pa! Pup! Ceau, Luca! Și cu Muscă, bravo! Ne auzim, da? Pa, Luca! Ne auzim, ne auzim! Ne-am bucurat mult pentru Luca când am aflat că l-a adoptat mătușa lui, sora Monei. Poșul ăsta are și el nevoie de niște noroc, că de ghinioane a avut destule până acum. Sper că n-ai de gând să te atingi de mine în halul ăsta, nu? Cum adică în halul ăsta? Adică așa transpiră și mirositor. Te jucăm fotbal, nu? Trebuie să fii sănătos. Mai veni să încercăm sau ce faci aici? Nu. A venit să te întreb de ce telefonul pe care mi l-ai dat cadou s-a stricat după o săptămână. Imposibil, era nou nouț. Da? Da. Nou nouț cu numere de telefon gata salvat din el? Nu, nu, ăsta e scurt cerchi pe placă, de să mi-l dai să vezi ce scandal facă la aia acolo, da. A, adică omul din autobuz era ca el ai furat, nu? Nu, tu așa mă știi pe mine? Da. Și tu ce râzi grasul? Crezi că ești mai braț? Dar n-am zis nimic. Ar fi trebuit să-mi las fiecare cât un telefon, că v-am ajutat pe amândoi. Da, facem GSM, cum să-mi spun? Uite, mâine dimineață mergem și... Ce vrei, mă? Pleacă aici! Hai tu, Sorina, e cam nervoasă, vină încoace, vină încoace. Și noi mergem să facem o plimbare și când noi ne plimbăm, ea se mai relaxează. E de la mașină, dar nu poți să chemi. Atunci când Petrică și Muscă au furat o mașină, nu se gândeau că asta o să declanșeze atât de multe probleme. Totuși, riscându-și propriile vieți, cei doi prieteni au încercat să-și îndrepte greșeala și să-i salveze pe Mona Dobrescu și fiul ei. Au reușit doar parțial. Însă, pe parcurs, le-au dovedit tuturor că pot să aibă inimă și onoare.